CSS din Nicu Golescu Mușcelul, Câmpul Lung, împarte primul loc în clasamentul diviziei D cu ASE Valea Ursului. Cele două echipe se află la egalitate de puncte, câte 37, dar departajate de gol averaj. Sub comanda antrenorului Ovidiu Tică, la stadion au fost prezenți miercuri după amiază numai 11 jucători. De mâine însă, la echipă se vor alătura și ceilalți jucători, dar sunt așteptate și noutățile pentru retur.